Iată-ne în fața unei noi serii pe care am intitulat-o Arta Războiului. Titlul este inspirat dintr-un tratat militar din secolul al VI-lea înainte de Hristos, atribuit generalului chinez Shun Tzu. Uh, și în ce privește... Războiul spiritual. Principiile pe care le descoperim aici sunt valabile. De fapt, o întreagă poveste are loc în felul următor. Până la urmă, până la urmă, putem spune următoarele lucruri. Răul există. Oricine poate accepta una ca Ne uităm în jurul nostru și vedem că răul există. Ceea ce puțin occidental pot accepta însă, este faptul că există și un cel rău, o ființă spirituală malefică, o entitate ontologică care are o misiune distructivă și stă în spatele a tot ceea ce se întâmplă rău în lume. Sfânta Scriptură recunoaște această experiență și ne avertizează că există un război între forțele lui Dumnezeu și forțele celui rău. Iar miza, obiectul luptelor, este omul însuși. De-a lungul istoriei, tema războiului spiritual a fost prezentă și a suscitat interesul în valuri succesive. Abordarea temei războiului spiritual este bună din perspectiva faptului că ne familiarizăm cu scopurile și strategiile adversarului, astfel încât să nu fim luați prin surprindere, căci nu suntem în necunoștință de planurile lui, spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2. Pe de altă parte, o abordare neînțeleaptă a conflictului spiritual poate conduce la devieri periculoase și costisitoare în ce privește viața de credință. În timp ce recunoaștem că cel rău stă în spatele a tot ceea ce se întâmplă rău în lume, este crucial să înțelegem în ce fel stă acolo și cum își duce luptele lui cu noi. Așa că, ce este lupta spirituală? Lupta spirituală este diferite lucruri pentru diferiți oameni. Definiția acestei lupte spirituale, a războiului spiritual, este foarte importantă. Diferite lucruri pentru diferiți oameni. Unele perspective sunt de-a dreptul ridicole. Argumentul unui grup de specialiști în lupta spirituală, că războiul trebuie dus undeva la înălțime, este următorul. Ei spun, dacă spiritele rele locuiesc în locurile cerești, cum se exprimă Scriptura, dacă satan este domnul puterii văzduhului, cum spune în Efesen 2 cu 2, atunci, cei înregimentați în lupta spirituală trebuie să urce undeva sus ca să fie eficienți în lupta lor. Și ei sugerează în mod practic etajele 40, 50 sau 60 ale zgârienorilor. Spun că sunt cele mai bune locuri de rugăciune pentru atacarea împărăției celui rău și le citesc scrierile și sunt de-a dreptul ridicole. În continuare, aceleași idei, acest specialist recomandă închirerea unui elicopter sau unui avion care să urce chiar acolo sus în văzduh, acolo unde demonii locuiesc și să-i înfrunte la ei acasă. Ridicol! Săracul Domnul Isus și apostolii, ei nu aveau clădiri de 60 de etaje, nici avioane și elicoptere, ca să fie eficienți în lupta cu demonii, săraci de ei, foarte slabi și ineficienți au fost. Ignoranța cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu pune Biserica într-o poziție penibilă și vulnerabilă. Lipsa unei corecte înțelegeri cu privire la diavol și cu privire la poziția și autoritatea ce avem în Isus Hristos ne va conduce la o gândire defectuoasă, la scenarii deșarte și la metode stupide de luptă. Pasajul cel mai des asociat cu războiul spiritual este cel din FSN 6, de la 10 la 18 sau de la 10 la 20 care spune așa. În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea măreției lui, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva stratagemelor diavolului, căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui viac întunecat, împotriva ducurilor răutății din locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și după ce ați dus la îndeplinire toate lucrurile, să rămâneți în picioare. Așadar, Stați fermi, având coapsele înfășurate cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății și având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă în orice vreme în Duhul, aducând tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința, și rugăciunea pentru toți sfinții. La o simplă citire a acestui pasaj, se pot desprinde trei adevăruri importante care să fie baza întregii serii. Înainte de a lua armele pe rând, trebuie să înțelegem trei adevăruri importante ce se desprind din acest pasaj. Primul. Războiul spiritual este o realitate cu care se confruntă orice credincios. În Universul uman nu există teritoriu neutru. Fiecare centimetru pătrat este pretins de forțe opuse. Și dați-mi voie să sugerez o definiție echilibrată, vreau să cred, asupra temei războiului spiritual. Războiul spiritual nu este în principal un set de acțiuni directe împotriva demonilor. Cât o atitudine hotărâtă și angajată a minții și a voinței împotriva influențelor rele. O astfel de definiție ne ferește de orice extremă. Ne ferește de extrema în care duhurile sunt peste tot și îi umplu pe oameni și stăpânesc. În spatele oricărei probleme este un duh și ne frește și de extrema cealaltă, în care, spre nicăieri, poate chiar nu există, de fapt, o bătălie cu firea umană. O astfel de definiție ține în echilibru cele două extreme. Unde este lupta noastră mai mare și cotidiană? Haideți să vedem ce spune Scriptura. În epistole. Și epistolele sunt manualul credinței creștine. În epistole sunt doar cinci texte în care se folosește expresia război. În grecește stratos. Și nici unul nu face referire la un contact cu demonii, cu duhurile rele. Uitați-vă care sunt aceste cinci texte, pasaje. 2 Corinteni 10, de la 3 la 5. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem roba ascultării de Hristos. Despre cel fel de război se vorbește aici, în care suntem implicați. Războiul sau lupta cu gândirea noastră. Lupta de a-ți ține gândirea în frâu de a lua orice gând nepotrivit și-o-l face rob ascultării de Hristos. Este o luptă cu gândurile noastre. Un al doilea text este în 1 Timotei 1 cu 18. Porunca pe care ți-o dau o fiule Timotei după prorociile făcute mai înainte despre tine este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Despre ce fel de război spiritual se vorbește aici? Despre lupta... De a rămâne credincios, chemării primite. Lupta cea bună a credinței. A sta cu perseverență pe cale. A te lupta să rămâi pe cale. Al treilea text este în 2 Timotei 2 cu 4. Niciun ostaș sau om de război nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Despre ce luptă e vorba aici? Lupta de a sta focalizat pe Dumnezeu de a spune prioritățile în ordine. Un om de război nu se încurcă cu treburile vieții. Adică are prioritățile puse în ordine. Focalizarea lui este pe cel ce l-a chemat la oaste. Despre ce fel de luptă e vorba aici? Despre lupta priorităților din viața noastră. Ca și un aspect al războiului spiritual. Apoi Iacov 4 cu 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Și Iacov explică în următorul verset. Este vorba de luptele cu poftele care se, lupt, care se luptă în mădularele voastre. Deci este vorba de o luptă, Război spiritual. Din acest pasaj vorbește despre o luptă cu pornirile noastre rele. Cu poftele care încearcă să ne stăpânească. Și apoi 1 Petru 2 cu 11 spune așa, poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Exact ca mai înainte. Războiul spiritual în care suntem angajați cu toții are de-a face cu pornirile noastre păcătoase. În primul și în primul rând. Deci, în înțelegerea biblică, războiul spiritual nu este o rafală emoțională cu care să-l speri și să-l îndepărtezi pe diavol. Da, cel rău se află în spatele relelor lumii, el se află acolo în principal prin influență, nu prin posedare. Și trebuie făcut o distinție cât se poate de clară între influența demonică și posesiunea demonică. Tulburările... <coughs> tulburările afective, neurologice, comportamentale, bolile de care avem parte, pot avea cauze fiziologice, cauze morale, cauze psihologice și și cauze spirituale. Nu cred că este sănătos să punem în spatele oricăror boli prezența unor duhuri demonice. Influența demonică este una, posesiunea demonică este alta. Și aceasta este evidentă, am mai vorbit despre aceasta în seria trecută. Posesiunea demonică nu este greu să o deosebești. În toate cele cinci cazuri de exorcizări din Evanghelii, din lucrarea Domnului Isus prezentată în Evanghelii, în toate cele cinci cazuri cel posedat demonic, avea un comportament absolut aberant. Avea un comportament total neobișnuit și anormal. Posesiunea demonică este evidentă. Deci, să nu etichetăm cu ușurință oamenii ca fiind sub tot felul de posesiuni. Prea ușor acordăm celui rău o importanță pe care nu o merită și o putere mai mare decât are până la urmă cel rău, nici nu are nevoie să ne posede. Pentru că are în natura noastră căzută un cap de pod de care profită maxim. El se folosește de natura noastră căzută ca să ne influențeze înspre a face răul. De fapt, atacurile diavolului împotriva noastră nu ar avea efect dacă firea pământească nu ar coopera cu el. Dacă ne-am răstignit firea în fiecare zi, cum spune Colosen 3 cu 5, trăind vieți moarte față de păcat, cum spune Roman 6 cu noi nu am răspunde de sugestiilor diavolului. De fapt, trăirea unei vieți cu firea crucificată este partea critică a războiului spiritual și partea, componenta cea mai mare și zilnică a războiului spiritual în care ne aflăm. Da, știu că este undeva mai interesant să te simți angajat într-o luptă cu o lume supranaturală și să extragi de acolo semnificație și succes și putere și nume, crezând că dacă dai piept cu diavolul, ești mai cineva. Dar marea, cea mai mare parte a războiului spiritual are de a face cu crucificarea firii Pământești. O persoană poate striga la diavol până se învinețește la față dacă îi lasă aceste domenii ale minții pe care să le controleze. De fapt, George M. Peterson, într-una din cărțile lui, spune așa, cel mai dăunător șarpe dintre toți este eterna înclinație umană spre rău. Cel rău are acest cap de pod în noi și de acolo își trimite trupele, de acolo încearcă să ne influențeze, să ne stăpânească. Am văzut până acum primul mare adevăr din textul din Efeseni 6. Războiul spiritual este o realitate cu care se confruntă sau în care trăiește fiecare credincios. Al doilea mare adevăr din textul citit. Adversarul este redutabil, viclean și bine organizat. Citind despre căpetenii, domnii, stăpânitori și duhuri. Această listă nu este o ierarhie. Această listă este o ierarhie, nu o înșiruire de sinonime. Este argumentul organizării opoziției. Războiul nu este spontan, reactiv, ci planificat, asemenea războialor terestre. Și pentru că adversarul este redutabil, viclean și bine organizat, ce mai putea spune despre el, despre cum arată? Care este portretul celui rău? Și în ciuda unui disconfort pe care ne-am putea simți cu privire la acest subiect și fără să insistăm prea mult, trebuie să căutăm să ne cunoaștem dușmanul, să înțelegem cine este cel rău după învățătura scripturilor. Șunțu în Arta Războiului spunea dacă nu te cunoști pe tine și nu-ți cunoști inamicul, vei fi în pericol în fiecare bătălie. Deci, Cine este inamicul? Cum arată? care portretul lui? Foarte pe scurt, îngerii sunt ființe spirituale înzestrate cu judecată morală și inteligență înaltă, dar fără trupuri fizice. Demonii sunt îngeri rebeli care au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Despre evenimentul acesta, Noul Testament vorbește în două locuri. 2 Petru 2 cu 4 spune așa Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată și în Iuda versetul 6 El a păstrat pentru judecată zilei celei mari puși în lanțuri veșnice, în întuneric pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. În ambele pasaje accentul cade pe faptul că unu, unii îngeri răzvrătindu-se au fost scoși afară din prezența glorioasă a lui Dumnezeu și doi, că activitatea lor este restricționată, sunt puși în lanțuri veșnice. Activitatea lor este limitată, restricționată. Atât Petru cât și Iuda ne lasă sau lasă să se înțeleagă că păcatul acestor îngeri căzuți a fost mândria, adică refuzul de a-și accepta poziția alocată, primită. Prin expresia, nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Dar, totuși, cum arată portretul? Am înțeles cine sunt demonii. Sunt niște îngeri care, din mândrie, refuzând să-și accepte poziția alocată, au devenit o resursă a răului, Activitatea lor este restricționată, dar totuși au putere. Care sunt trăsăturile de caracter ale celui rău? Și acestea pot fi cel mai bine înțelese privind la numele pe care cuvântul lui Dumnezeu le folosește în descrierea celui rău. Apelativele folosite se pot împărți în patru categorii. Cel rău este văzut ca fiind cel ce distruge, și aici avem câteva apelative. Satan, care înseamnă adversar, Abaddon sau Apolion, înseamnă distrugător, ucigaș și diavol, este cel care distruge. Apoi, o altă categorie este cel care pervertește. Și aici întâlnim Belzebul, este un cuvânt care vine de la Baalzebul, care înseamnă Domnul Muștelor. Schimbat de evrei în belzebul, care înseamnă Domnul Fecalelor, belial, care înseamnă mizerabil de nimic. Ba la rău, șarpele este cel care pervertește, cel care ia ceea ce bun și îl distorsionează, îl strică, îl schimbă, îl face rău să devină rău. O a treia categorie de apelative este cel care stăpânește. Stăpânul lumii acesteia, domnul dracilor, domnul puterii văzduhului, este cel care stăpânește și este un stăpân rău, abuziv, agresiv. Și al patra, a patra categorie de apelativ este cel care manipulează sau intimidează. Și aici întâlnim leu care răgnește, pârâșul sau acuzatorul din Apocalipsa și înger de lumină. Cel care manipulează, intimidează, răcnește, caută să te ia de pe picioare într-un fel sau altul în funcție de fisurile pe care le găsește în tine. Și acum, văzând această descriere, și cred că este suficientă această descriere a portatului celui rău, putem învăța ceva, ne putem fi siguri de următorul adevăr. Lupta este fără scrupule, fără onoare, fără milă. Și cuvântul luptă este foarte bine ales. Cuvântul în limba greacă este pale, care înseamnă luptă corp la corp. Și avem în românește cuvântul palestră, care înseamnă loc destinat pentru practicarea luptelor. Palestră. Sporturile acestea erau foarte periculoase și sângeroase. Și când Pavel folosește aici cuvântul luptă, el vorbește din cultura celor vremuri, el știe la ce se referă și cred că este important să știm cum vede Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, această luptă corp la corp. Este o luptă corp la corp, fără scrupule, fără onoare, fără milă. În palestrele de atunci existau trei sporturi principale. Unul era boxul, un sport foarte violent, pe vremea aceea. Majoritatea boxerilor mureau în ring. O <coughs> inscripție din secolul I spune așa, victoria boxerului se obține prin sânge. Pentru că atunci, într-un meci de box, lupta continua până când unul din cei doi fie se dădea bătut, fie murea în ring. Boxerii atunci purtau cască metalică, mănuși cu țepușe și nervuri metalice din zimțate, și în arta timpului descoperim tot felul de gravuri în care se pot vedea boxeri cu fața deformată, cu urechile sfâșiate, cu nasurile rupte. Apoi în palestră, lupta corp la corp mai cuprindea luptele. Astăzi o reminiscență sunt luptele greco-romane. Dar atunci luptele erau pe viață și pe moarte. Era o miză când intrai în ring. Luptele de atunci nu aveau reguli. Erau permise ruperea degetelor, scoaterea ochilor, strangularea și chiar ruperea coloanei. Meciul se încheia când unul murea. Boxul, luptele și pancrațiul era al treilea sport al acelor vremuri în palestră. Luptă corp la corp. Și pancrațul era o combinație între primele două, între box și lupte. O inscripție antică, găsită, spune așa, dacă auzi că fiul tău, care practică pancrațiul, a murit, să crezi. Dacă auzi că a fost învins sau s-a retras, să nu crezi. De ce toată această descriere? Pentru că lupta este fără scrupule, fără onoare și fără milă. Așa luptă adversarul nostru. Lupta dusă de cel rău este corp la corp, fără reguli, fără onoare, fără milă. Rupe orice. Strangulează, scoate ochii, rupe coloana. Figurativ vorbind. Lupta dusă de cel rău este corp la corp. N-are pic de onoare. N-are pic de milă. Cel rău nu recunoaște convenția de la Geneva. Nu există reguli. Lupta nu este dusă după reguli. Este dusă ca să o moare. Vestea care echilibrează această vesteria este următoarea. Puterea și acțiunile demonilor sunt controlate și strict limitate de Dumnezeu. Și ori de câte ori vorbesc despre diavol, subliniez ideea că acesta este finit. El este o ființă limitată. Diavolul nu este echivalentul spiritual al lui Dumnezeu. Dumnezeu și diavolul nu sunt două forțe egale și opuse. Nu! Puterea demonilor, deși este semnificativă, este inferioară puterii lui Dumnezeu. De aceea, puterile sau puterea și acțiunile demonilor sunt controlate și strict limitate de către Dumnezeu. Satan nu este omnipotent, devolul nu poate să facă orice, el poate să facă doar ceea ce este permis să facă. Diavolul nu este omniprezent. Diavolul nu se află în toate locurile așa cum se află Dumnezeu. El poate ispiti o singură persoană într-un loc și timp. Diavolul nu este nici măcar omniscient. Diavolul nu cunoaște toate lucrurile, diavolul nu-ți cunoaște gândurile și nu-ți cunoaște viitorul. Chiar dacă poate să facă previziuni intuitive cu privire la viitorul tău, sau chiar dacă poate să te cunoască la un anumit nivel, diavolul nu-ți cunoaște gândurile. Scriptura este foarte clară că doar Dumnezeu cunoaște gândurile oamenilor. Și asta e vestea bună. Pentru că cel rău nu știe ce gândești este o ființă inteligentă. Te poate cunoaște așa cum cunoaștem noi o altă ființă umană. Îi vezi acțiunile, îi vezi vorbele, îl vezi ce scrie, vezi locurile pe care le frecventează, vezi faptele pe care le face și tragi concluzii. Cel rău nu-ți cunoaște gândurile. De aceea e foarte bine să te lupți și să strunești gândurile și să le pui la locul lor până nu devin fapte. Pentru că în momentul în care devin fapte, se vede în care devin vorbe, se vede. Și cel rău te cunoaște. Îți cunoaște fisurile, îți cunoaște punctele slabe. Și cu siguranță va profita fără milă, fără scrupule, fără onoare. Pentru că adversarul, cel de nimic, vrea să te distrugă. Războiul spiritual este o realitate cu care se confruntă fiecare credincios. Doi, adversarul este redutabil, viclean și bine organizat. Și trei, războiul pentru a fi câștigat trebuie purtat cu armele potrivite. Tot șunțul ne spune, poți să știi cum să câștigi, dar nu poți neapărat să o și faci. Și are mare dreptate și în viața de zi cu zi și în lumea spirituală. Tu poți să știi cum să câștigi, dar nu neapărat o să o și faci, nu neapărat o să o și aplici, nu neapărat o să o și pui în practică. În 2 Corinteni 10 cu 4, Pavel spune că armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe în Există arme firești și arme duhovnicești. Poate că explicația atâtor vieți înfrânte este aceea că nu folosim resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Ne luptăm cu armele firești și nu cu cele duhovnicești. Și avem iarăși exemple în jurul nostru. Spre stupoarea mea am descoperit că există multe grupuri de specialiști în războiul spiritual care promovează și instruiesc credincioși și în tot felul de tehnici de luptă. Unele de-a dreptul ridicole și lipsite de sens. Și mergi la cursurile lor de luptă spirituală și te învață despre, două exemple să vă dau, epurarea spirituală sau spiritual purging. La cursul lor te învață cum să-ți induci plânsul și cum să-ți produci vomitarea privind această purificare ca o dovadă că duhurile au ieșit din trupurile omului. Sau limbile războinice, Warring Tongues, o formă de autoabuzare fizică. Promotorii acestor tehnici de luptă spirituală susțin că prin strigăte și rugăciuni guturale, la volum maxim, pot intimida și pune pe fugă duhurile. Unii merg atât de departe că te vor informa că rugăciunea tăcere. E pierdere de vreme. Rugăciunile eficiente sunt doar cele rostite la volum maxim, asurzitoare. Cumva ei cred că autoritatea este atașată volumului vocii. Caragios! În lupta cu diavolul, nu nivelul sunetului este secretul, urletele nu-l pun pe fugă pe diavol, poți să strigi la el până te învinețești, că nu pleacă nicăieri. Nu de acest fel de tehnici de luptă firești au nevoie credincioșii. Aceste metode nu sunt doar ineficiente, dar te pot și deturna de la adevăratele lupte. Dacă citim cu atenție epistolele, din nou, vom observa că foarte puțin spațiu, spre deloc, este acordat descrierii activităților demonice sau a metodelor prin care li se opune rezistența. Accentul lor în epistole ca de pe încurajarea credincioșilor de a-și răstigni firea pământească, de a struni gândirea, de a-și controla pornirile. De exemplu, să luăm doar în 1 Corinteni. Când este vorba de dezbinare, în 1 Corinteni, Pavel nu spune bisericii să mustre Duhul de dezbinare prezent în biserică, ci îndeamnă, citez, să aibă toți același fel de vorbire și să fie uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire când apare o problemă de incest, el nu le spune să mustre Duhul incestului, ci îndeamnă să se îngrozească și să aplice disciplina bisericii până când păcătosul se pocăiește. Când cei credincioși trimit în judecată pe alți credincioși, Pavel nu le poruncește să certe Duhul de litigiu, ci le cere să rezolve cazurile în cadrul bisericii și să fie chiar gata să renunțe la interesele personale de dragul relației. Nu niciun duh în spatele litigiilor apărute. Când există dezordine la cina Domnului, el nu le poruncește să exorcizeze duhul de dezordine, de lecomie, de dispreț, duhul de respingere, ci le spune că ar trebui, citesc, să se aștepte unii pe alții. Și că fiecare om ar trebui, citesc, să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Prea ușor atribuim tuturor problemelor apărute puteri lumii demonice și autoritate. Dar dacă războiul spiritual este câștigabil, dacă este purtat cu armele potrivite, atunci care sunt acestea? Armele firești nu fac față în lupta spirituală. În lupta spirituală nici educația a lui Pavel, nici notorietatea lui, nici darul vorbirii, nici inteligența superioară nu l-au scutit de atacurile celor rău. Luptele trebuiau duse cu fel de arme, inclusiv în cazul lui. Și lista acestor arme duhovnicești o găsim în Efes în capitolul 6, de la versetul 13. Pavel este închis în Roma când scrie scrisoarea către cei din Efes. Este în închisoarea Mamertină, în acel subsol, în acea închisoare de stâncă pe care o puteți vedea în Roma, înlănțuit acolo, lângă mica groapă cu apă. Și la Câțiva pași de el stă soldatul roman care îl păzește și scrie scrisoarea către Efeseni și o încheie pe acest ton de luptă. Îl vede pe soldat în fața lui și o analogie spirituală pornește către noi. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu și să uite la armura romană și face niște analogii nemaipomenite cingătoarea adevărului. De ce adevărul este cingătoare? O să vedem. Platoșa neprihănirii. De ce îndreptățirea noastră este o platoșă? O să vedem. Sandalele râvne Evangheliei păcii. De ce zelul de a răspândi Evanghelia este asociată cu sandalele romane? O să vedem. Scutul credinței de ce credința este un scut? O să vedem. Puneți-vă pe cap coiful mântuirii. De ce mântuirea este un coif? O să vedem. În cinci cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. De ce cuvântul lui Dumnezeu este o sabie? Cu două tăișuri. O să vedem. Și lancia rugăciunii. De ce rugăciunea este asociată cu lancia, cu sulița soldatului? Echipamentul soldatului avea șapte componente. Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, se uită la fiecare și trage niște linii, niște analogii. Fără aceste arme, suntem neechipați și vulnerabili înaintea adversarului. Am văzut trei adevăruri mari și clare. Dar care este strategia adversarului? Haideți să vedem ca să încheiem cu aceste aplicații. Război spiritual este o stare specifică a minții care implică angajament de o viață. Conflictul are a face mai mult decât cu posesiunile, posedările demonice. Are a face cu strunirea gândirii și răstignirea firii pământești. O minte neantrenată este o pradă ușoară. Cel care distruge, pervertește, stăpânește, manipulează, are strategiile lui, stratagemele lui și cunoașterea lor îți asigură un avantaj în luptă. Care este strategia celui rău? Are patru direcții strategia celui rău, adică unde te atacă. 1. Manipularea firii pământești. Atacul diavolului de împotriva noastră nu ar avea efect dacă firea pământească nu ar coopera cu el. În timp ce dorința poate fi un slujitor bun, pofta nestrunită poate deveni un stăpân rău. O direcție de atac a strategiei este să manipuleze firea pământească în noi, pornirile noastre rele. Manipularea trece dincolo de ispitirea cu plăceri ilegitime, nelegitime, la ispitirea cu plăceri legitime, dar în cadre, în moduri și în măsuri nepermise. O altă direcție de atac a strategiei este distorsionarea adevărului sau manipularea gândirii. Binele nu-i bine și răul nu-i rău deși știm foarte bine că binele și răul nu se schimbă în funcție de situație, cultură sau perioadă istorică, manipulează gândirea noastră înlocuind adevărul cu pragmatismul, dacă funcționează, e bun, nu e adevărat, dacă ceva funcționează, nu înseamnă că este și bun și corect, ne manipulează gândirea aducând obiecții raționale cu privire la credința noastră și dacă ceva nu putem explica, nu înseamnă că acel ceva este fals. O a treia direcție este abaterea atenției, este o manipulare emoțională în care vrea să abată atenția de la Dumnezeu, la tine, nevoile tale, durerile tale, tu, fericirea ta și așa mai departe. Abaterea atenției și o preocupare exagerată cu privirea la propria persoană este un mod de atac, o strategie. Abaterea atenției de la el, de la Dumnezeu, la frica de viitor. Ce o să fie, cum o să mă descurc, ce o să iasă, ce vremuri vin peste noi, cum o să fie cu cutare și cutare. Și îți abate atenția de la Dumnezeu și te înlănțuie în frica de viitor. Este o strategie a războiului spiritual. Abate atenției de la El, de la Dumnezeu, la fantomele trecutului. Îți rupe atenția de pe Dumnezeu și îți arată ce om ai fost, ce viață ai avut, ești tu nimeni alea vin peste tine, orice ți se întâmplă astăzi este o consecință a ceea ce ai făcut în trecut și uite așa te înlănțuie și te închide în trecut. În păcatul, în trecutul tău păcătos pe care l-ai trăit, eventual. Sau ți abate bate atenția, te manipulează emoțional, mutându-ți atenția de la el, de la Dumnezeu, la oamenii în nevoie. Filantropia. Sunt nevoie să ajutăm, să le facem bine. Și în timp ce este un lucru bun, dacă îți abate atenția de la Dumnezeu, motivația pentru care ești filantrop și faci acte caritabile, deja ți-a bătut atenția de la Dumnezeu la actul caritabil în sine. Sau îți abate atenția de la El la oamenii greu de iubit, membrii bisericii. Ăștia, eu sunt mai bun ca ei. Între ei să stau. Ce biserică e asta? Uite te la ei și să bate atenția de la Dumnezeu, la cei din jurul tău, oameni greu de iubit. Toți suntem greu de iubit. Și a patra strategie este separarea sacrului de profană. O manipulare comportamentală. Șase zile sunt ale tale, de luni până sâmbătă. Faci ce vrei, faci ce poți să supraviețuiești. Duminică vii la biserică și te purifici. Este ziua purificării tale. Și de luni până sâmbătă, și viața ta, duminică, e altfel. Diavolul este perfect de acord că omul să-și afirme credința în fel și chip duminica, câtă vreme nu și-o practică în celelalte șase zile. Strategia celui rău are aceste patru direcții. Aici te atacă. Dar mai are cinci situații când te atacă. Când te atacă cel rău? Unu, când ești nou convertit. De obicei, după eliberare, are simțită. Înainte de a câștiga experiența, cel rău vine și te împinge în păcat, vezi, din nou ai căzut. Convertirea ta nu e nicio convertire, ești un fals, ești un nimeni, nu are sens să mergi mai departe. Sau te intimidează prin presiuni și amenințări de toate felurile. Am văzut atâtea exemple de felul acesta, te întorci la și parcă în prima perioadă îți merge mai rău ca înainte. Și spui, ce am făcut? Unde m-am băgat? Când ești nou convertit, este un moment bun când cel rău te atacă. Doi, când ești mâhnit și suferind situația lui Iov. A, suferi, îți spune cel rău. Ce grijă să oferă Dumnezeu? Dacă ar fi un Dumnezeu bun și te-ar iubi cu adevărat, așa cum îți place ție să crezi, nu te-ar să treci prin asta? Iar dacă nu-i bun, că vezi că nu-i bun. Te ești suferind, ți greu. Dacă nu-i bun, de ce mai stai în preajmă? Lasă-l și pleacă. 3. În urma unor mari succese, când cucerești noi teritorii spirituale, ești iarăși vulnerabil. Situația lui Petru, și știți, întâmplarea de Matei 16, Petru are o mare intuiție spirituală. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus îl apreciază și spune, Petru, ce, ce, ce spui tu acum e un mare lucru. Pe această afirmație îmi voi clădi întreaga biserică. Petru, probabil flatat de succesul tocmai reportat, reacționează și îl mustră pe Isus. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Cum să faci așa ceva? Rezultatul îl știm cu toții. Înapoi a mea satană. Că tu nu vorbești cuvintele lui Dumnezeu, ci cuvintele oamenilor. Când succesul sucește capul omului, eșecul este garantat și în urma unor succese suntem vulnerabili, cel rău caută să ne atace pentru că suntem pe culmi. Am reportat o victorie, ne simțim bine și nu suntem atenți. 4. Cel rău mai profită și de inactivitatea ta. Omul leneș este atelierul lui Satan, spune un proverb arab. David este exemplul clasic. Pe vremea când împărații puneau la război, David rămâne acasă. Și o urmare o știm cu toții. Inactivitatea, lenevirea, încetarea slujirii sunt stări de care cel rău profită. Când pierzi vremea, îți poți răni veșnicia. Și cinci, diavolul mai atacă atunci când ești izolat de ceilalți credincioși. Și izolarea te face vulnerabil. Singurătatea este primul lucru pe care Dumnezeu îl numește rău. Când te izolezi, ești mult mai vulnerabil în fața gândurilor și ispitelor. E singur și crezi că poți face orice, că nimeni nu va ști ce fac, nimeni nu va afecta pe nimeni. Izolarea te expune. Și în încheiere, bine, bine, da. de ce toată această luptă? De ce trebuie să îndurăm războiul acesta cu un adversar redutabil și fără milă, viclean? De ce trebuie să ducem războiul acesta? În muzeul Louvre este un tablou celebru al lui Ghidoreni. Arhanghelul Mihail învingând diavolul. William James, scritorul, privind la acest tablou, spunea, citez, Lumea este mai bogată având diavolul în ea, atâta vreme cât ne ținem piciorul pe gâtul lui. Am încheiat citatul. Un gând îndrăsneț, dar metafora conține un mare adevăr. Pentru că elimină din viață orice luptă, orice element de dificultate și asprime și degenerarea spirituală nu va întârzia să apară. Dacă nu ar fi riscuri și pericole în viață, ar exista curaj și eroism? Dacă nu ar fi suferință, ar exista oare compasiune? Dacă nu ar fi necazuri și greutăți, am ști ce e aia răbdarea? Dacă nu ar fi spite, am ști ce înseamnă curăția? Dacă nu ar fi lupte de dus, ar exista fibra morală sau fiorul victoriei în noi? Cu siguranță nu. La toate aceste întrebări. Construiește o viață fără luptă și imediat scoți afară din ea cele mai fine virtuți ale vieții. Și în săptămânile ce urmează, vom lua armă după armă ca să învățăm cum să o mânuim, să ducem lupta cu armele duhovnicești, nu cu cele firești. Vă invit să plecăm capul și să rămânem cu noi înșine. Să rămânem puțin cu noi înșine, gândindu-ne... că războiul spiritual este o realitate cu care se confruntă fiecare. Aducându-ne aminte că acest război spiritual este în primul rând, are a face în primul rând cu strunirea gândurilor și cu controlarea firii pământești. Acesta este războiul pe care îl ducem fiecare dintre noi în fiecare zi. Să ne aducem aminte că adversarul este redutabil, viclean și bine organizat și lupta este fără scrupule, fără onoare, fără milă. Și în fața acestei lupte fără scrupule, fără milă, războiul poate fi câștigat dacă îl purtăm cu armele potrivite. Doamne, ajută-ne în lupta ce avem de dus. Și credem că războiul a și fost câștigat deja de către Domnul Isus Hristos. Și credem că suntem biruitori. Suntem biruitori în orice luptă când o purtăm cu armele potrivite, stând aliniați unii lângă alții. en armata ta doamne Nash